Acești turiști s-au bucurat deja de răsfăț în noul centru spa abia deschis în clisura Dunării. Centrul are o piscină încăpătoare, saună, dar și jacuzzi și acoperă un serviciu pe care până acum zona nu-l oferea în sezonul rece. Masaj de relaxare, masaj pentru cei care au nevoie, masajul sportiv. Încercăm să le facem clienților să... clienții să se simtă foarte bine. Care avem piscină, o piscină destul de mare, cu apă încălzită foarte bine, saune, saună uscată, saună umedă, jacuzzi, salină, sală de sport. Când vine vorba de pensiuni, proprietarii acestora își așteaptă turiștii cu nerăbdare. Pe masă vor fi preparatele tradiționale, între care fasolea la ceaun sau peștele pregătit după rețete locale, ori pomana porcului. Petrecerea de pe 1 decembrie o să începem de fapt de pe 30 noiembrie, unde o să avem la restaurantul nostru o tăiere de porc cu fasole, mâncăruri strict tradiționale românești, cu țuiculiță fiartă, cu vin fiert și na. După aceea o să continuăm la clubul nostru, unde o să avem invitat special. Pensiunea noastră este în proporție de 70% ocupată. O cameră la noi este 220 cu mic dejun inclus. În sâmbătă seara oferim o cină. Și organizatorii de croaziere vor fi la datorie și dacă vremea va ține cu ei și cu turiștii, vor face o incursiune pe Dunăre, unde ruginiul toamnei a transformat pădurile în culori nebănuite frumoase. Pot veni la chipul lui Decebal, în primul rând este principalul obiectiv turistic din această zonă, după care plimbarea cu bărcuța, cu șalupa de la chipul lui Decebal, da, o să fim în funcție de vreme. Turiștii care vor să pescuiască se vor putea bucura în voie și de marea lor pasiune în această perioadă, iar peștele prins poate fi pregătit în unele pensiuni.